Și Partidul România Unită a intrat în precampanie electorală, organizând la sediul nou amenajat din strada Bogdan Dragoș, în zona magazinului central, o primă conferință de presă în care a prezentat o parte din candidații intrați în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Între alegerile locale din iunie și perioada de campanie electorală în care intrăm peste 3 zile, PRU a trecut la organizarea unor noi filiale locale, ajungând de la 26 la 52 în prezent. La conferința de presă au participat Sarmiza Andronic, aflată pe locul 2 pe listele de la Camera Deputaților, trimisă de Organizația Centrală să candideze la Neamț, și Ovidiu Nedelcu, aflat pe locul al doilea la Senat. Doamna Sarmiza Andronic, candidat la Camera Deputaților, poziția a doua pe buletinul de vot, pe lista Partidului România Unită, și pe domnul Nedelcu Ovidiu, candidat la Senatul României, tot pe poziția a doua, pe lista Partidului România Unită. Vreau să vă informez în primul rând că Partidul România Unită a început o campanie de promovare a partidului și de atragere de noi membri și simpatizanți din tot județul Neamț. Vreau să vă spun că înainte de alegeri aveam 26, la alegeri locale aveam 26 de filiale. Acum am ajuns la un număr de 51-52 de filiale. În această perioadă de reorganizare a formațiunii politice la Neamț au fost selectați și reprezentanții pe care Partidul România Unită îi va avea în ziua votului în secții în circumscripția electorală 29 Neamț. Noi suntem bucuroși că în momentul în care am organizat filiale în aceste localități, în același timp am făcut și listele pentru secțiile, persoanele care ne vor reprezenta în secțiile de vot. Sarmiza Andronic a explicat motivele pentru care a acceptat să candideze pe listele PRU pentru județul Neamț. Cu experiență de 10 ani în consultanță politică în România și Republica Moldova, Sarmiza Andronic se va ocupa de capitolul comunicare în timpul campaniei electorale. Așadar, sunt candidat pe locul 2 la Camera Deputaților. Vin din lumea politică, am făcut consultanță politică 10 ani de zile, am consultat partide din România și din Republica Moldova, am lucrat cu mulți politicieni din România și din Republica Moldova, așadar vin din această zonă, o lume politică care mie personal nu mi-este străină. O să mă întrebați firesc de ce Neamț și de ce nu altceva. Pentru că aici am fost invitată să candidez, pentru că trebuie să știți că indiferent că vorbim despre un deputat la Neamț sau despre un deputat la Timiș, la Iași, la Cluj sau la Maramureș, deputații au exact aceleași atribuții oriunde în această țară. Tot pe locul al doilea, dar la Senat, va candida și Ovidiu Nedelcu, consilier local la Horia. Mă numesc Ovidiu Nedelcu, am 38 de ani, sunt nou în sfera politicului spre deosebire de colegii mei. Sperăm să facem o figură frumoasă de data asta, mai bună decât la precedentele alegeri, la alegerile locale. Acum să vedem cum ne mobilizăm. Consilier local. Sunt consilier local în localitatea Horia și lucrez ca responsabil de vânzări. Reprezentanții Partidului România Unită au convingerea că electoratul nemțean va avea discernământ și va vota pe 11 decembrie în cunoștință de cauză, în așa fel încât să trimită în Parlament cel puțin 2 deputați și un senator. Candidații Partidului lui Vlad Țepeș în județul Neamț susțin că rezultatele la alegerile din 11 noiembrie sunt în directă concordanță cu numărul de filiale pe care partidul a reușit să le aibă în acest județ.